Salutare, bine ați venit înapoi la Lucky Dimension, survivalul meu pe single player. După cum am spus, țineți minte, single player. Dar acum mă duc la minat. Și vă arăt o chestie tare. Ia priviți. Merg pe uscat, pe uscat, pe uscat cu barca. În fine, unde să minăm? Minăm porcul. Ca să nu mai facem rost de carne. Data trecută mi-am făcut casa porc. De ce? Hala! Da, mai dezamăgit, bacuță. Porcușorule, tu cât de mult mă vei dezamăgi? Nu sunt de nimica. Limiți pe taică. Și rapid crește. A crescut în 2 secunde și tot nimic nu mi-a dat. O fi îmbătrânit și o fi și îmbătrânit direct. Acum ar fi culmea să se trezească să-mi zică că a fost spre binele meu. Nu. Bă, și să spun spune asta. Băi, nu trebuie. Da. Am ajuns la piatră. Acum la minez piatră. Ca să-mi fac de asta de piatră. Și de port de piatră. Și aș vrea să ajung și la coal. Dar dacă găsești la un pește. Sper că m-am lemn prelucrat. Nu. Ce? Lemn prelucrat. Adică de ăsta. Da, o să tai cu ăsta, așa și nu mai am nevoie. Să-mi fac unul mai bun sau două. Să poate-mi fac și o sabie. Sunt amor de urmă. Că atâta mi ajunge. Mai facem un lucru. Nu se rupe. Nu, că ăsta o să mă duc ca să-l termin, că nu mai are mult. Nu ce la căsuță. Poate căsuța. Hai bă, pune dinamită. Deci, întâi pickaxe, topor, chestie. Încă o lemn prelucrat. Așa. Și ne ducem cu chestia. Bă, dar unde am făcut mina? Fix în mijloc! Oh! Ni s-a rupt! Da-i destul! Granit. E bun granitul. Îl mănânci țin de atâta viață. Păi ia în toată viața, deci acum nu-i bun. O, să ne apropiem de casă, băi, că vin monștri. Sunt pe dificultate mare. Opa, și vin și vâncălacii. Păi și... Oh! Ui!
have a problem. N-avem pat. De mi-aș putea multiplica luna. Stai așa, dacă... Cred că pot face săgeată. Am făcut săgeată. 4 săgeți. Știu cum se numește episodul. 4 săgeata. Adică o săgeată s-a făcut 4 și acum abia dacă mai înțelegeți ceva, corect? Să gândim. Ce ne poate da lumină? Nimic! Ce ne poate da monștri? Ești tu la afară. Doi zombii se văd. Sau cel puțin eu i-am văzut. Deci, ce ne poate da lumină? Nimic! Ce ne poate da un Andrei în spatele nostru? Un Andrei în spatele nostru. Mănâncă capitul! Ce mă, gata, cât am unul? Să-l băgăm la stone cutter. Aveam unul viață și mi-a dat toată viața. Băi, îmi fac scările. Că mă gândesc să-mi fac pod. Poduleț! Da, în viitor, că acum sunt cam zombi și cam. Aș vrea să vă pot da skip, dar nu pot. Da, nu cred că se înțelege ceva. Să sperăm că tableta nu înțelege acum să spargă ușa. Da, nici tavanul. Tavanul ăla mi-ar da măcar ceva lumină. A dat lumină. A dat ceva lumină. Deci să sperăm că păianjii nu se interesează de căsuța mea. Da, oricum băiești, dacă se interesează, merg acolo, dacă nu pot. Mă, de peșteră, ăla-s de unul. Au, atunci, tocmai tu ai zis, de peșteră. Uh-huh. Deci, s-ar putea să dau de ea în minuța mea. Mânuța mea. Mânuța. Zbor, măi! Să ne scoatem. Dacă vrei să faci ceva. Hai cu mine. Ce cum am trebuit să ne facem cam așa. Jos! Până nu ne văd păianjenii. Creeperii. Bine, și acoperi că... Bun. Un, doi. Să-mi trece cineva de bine. În afară de păianjenii ăla. Acolo un păianjen, dar nu cred că-l vedeți voi. E acolo podială. Era un păianjen. Deschide ușa. Zombie. E un zombie afară. Să sperăm că nu se spaneze și zombie mici, că ea nu ard și sunt malefici. Sunt mai rapizi ca și tine cu speed boost pe calculator. Interesant.
Să ne craftăm rapid o sabie. Și să te duci la război. Nu, de siguranță zic. Ali, dacă mergi un zombie de pește la tine, l-am prins. Zombie de pește, deci Andrei inventator de mobi. În fine, e deja 10 minute. Data viitoare când voi intra pe lumea asta. O să fie zi. O să fie zi. Și o să pui pe zi. O să fie zi. În fine, cam atât pe pentru astăzi pe Lucky Dimension. La revedere.